Doamne ajută! Vreau să dau și eu o mărturie despre Sfințenia Cuviosului Dimitrie cel nou din Basarabi, care zilele acestea este portat în pelerinaj prin Arhiepiscopia Bucureștilor. Probabil, sau din câte am înțeles, cu ocazia a 250 de ani de la Aducerea moaștelor sale din sudul Dunării în țara noastră. Și. Eu vreau să spun câte ceva despre ce mi s-a întâmplat mie când m-am închinat moștelor moaștelor a, acestui sfânt, acum de curând. Am fost la una din mănăstirile în care a poposit sfântul noaptea în Arhiepiscopia Bucureștilor. În pauza din periplul pe care îl face Sfântul prin parohiile din această arhiepiscopie și m-am dus să mă închin noaptea era în mijlocul bisericii, se ținea o slujbă de priveghere Acat, mai exact Acatistul Sfântului Dimitrie cel nou. lume puțină dezamăgitor pentru o țară cu creștini ortodoși. Uh, și m-am închinat <truzători> Raclei Sfântului. M-am rugat pentru ce vreau să mă rog. Și persoana care era cu mine, se închină în același timp cu mine, mi-a atras atenția că Sfântul miroase, moaștele miros, au un miros frumos, o mireazmă deosebită. Simțisem și eu, dar nu semn importanță, n-am fost foarte atent. Uh, am mai mirosit odată, într-adevăr, da, mirosau foarte frumos, foarte puternic. Am mirosit și geamul din jur, nu doar porțiunea mică de geam care este deasupra moastelor descoperite, porțiunii din mână care e vizibilă din moaștele Sfântului. Am mirosit toată, tot, tot capacul oraclei de, de sticlă. Să văd dacă miroase, dacă cineva poate a dat cu ceva, poate un parfum mirosind a mir sau cu mir sau... Nu, geamul nu mirosea. Mirosea doar porțiunea aceea mică din, din mijloc unde, unde se sărută deasupra masturilor descoperite. Și, într-adevăr, foarte frumos și, și puternic, o mirazmă deosebită. După ce ne-am închinat, ne-am retras undeva mai departe în biserică și am, am, zis să mai, să mai stăm, să nu plecăm imediat, să mai stăm alături de Sfânt. Era în jurul de ora 3 noaptea. Să mai stăm, că și lumea era puțină și nu e frumos să pleci când te duci la cineva în vizită. Chiar om obișnuit și în viață nu, nu pleci imediat din, din respect față de, de persoana respectivă. Și am mai stat 10 minute, 15 minute, până s-a terminat atacat, s-a terminat slujba. Mă rog, involuntar, am participat și la o porțiune din slujba, am participat și la o porțiune din slujba făcută de pomenitori, dar nu, nu e asta o problemă. Uh, noi ne-am dus în principal să ne închinăm Sfântului. Uh, La plecare, m-am dus să mai mă închin încă o dată. Am luat câteva iconițe de, de pe racla Sfântului. Și am plecat. Pe, pe drum, în mașină, am observat că persistă un miros Asemănător cu cel din biserică, cu cel de la moaște În, în jurul meu unde m în mașină uh, M-am gândit că poate să fie de la mirosul uh, fumului de tămâie Că și preotul a tămâia prin biserică și, și tămâia avea un miros deosebit Dar nu cred pentru că fumul n a fost suficient de mult și suficient de puternic Ca să-mi ca să intre în haine sau, sau să mi se... În, bibe, în, în în corp sau. Uh, am asperat că mi-am mirosit hainele, nu mirosau hainele deloc, nu mirosea nimic altceva, Miros, mirosea palma dreapta, pe interior. Uh, am dat și celorlalte două persoane care erau cu mine să miroasă, au confirmat și ele, adică de mai multe ori uh, au, au confirmat uh, mirosea când mai puternic, când mai slab, dar constant. Când am ajuns acasă, mirosul migrației din, din palmă spre exteriorul palmei, apoi mai târziu spre încheietura deasupra palmei. Foarte puternic, foarte frumos și foarte puternic. O mirasmă deosebită. Mi-am adus aminte că mirasma era asemănătoare sau poate chiar identică cu, cu mirasma emanată de mirul pe care îl izvora un craniu de la Aiud, al unui sfânt de la Iud în 2013 la Mogoșoaia acolo sfântul respectiv a, a, a izvorât foarte mult mir dar acolo mirosea mirul și a, mirosul era, era cam același dacă nu identic a, dar aici Sfântul Dimitrie nu izvoră mir, doar mirazma, mirasmă care ieșeau din moaște și era era cam la fel Uh, și m-am minunat de asta Că nu, nu mi s-a mai întâmplat niciodată să mă închin unor în urmaște Și să îmi să rămână mirosul Pe haine sau, sau pe mână Sau pe corp uh, Mi s-a părut ceva extraordinar uh, uh, De câte ori m-am închinat moaștelor Unele miroseau, altele nu miroseau La unele simțeai ceva La altele nu simțeai În funcție probabil de starea cu care te ducei, Să te închini dar niciodată nu mi s-a întâmplat să rămână mirosul pe mână sau, sau chiar pe haine, niciodată. Mirosul mi s-a părut ceva extraordinar. Mirosul era foarte puternic, foarte prezent, foarte viu. Uh, și mă gândesc că uh, Sfântul a vrut să-mi dea un răspuns pentru faptul că eu în trecut mă cam îndoiam de lucrarea Sfântului. Îl consideram undeva un sfânt care nu reacționează, care nu uh, răspunde neapărat la rugăciuni, care e acolo de demult, uitat, un sfânt adormit, să zicem, un sfânt adormit. Așa l consideram. Și probabil pentru că m-am închinat, am vrut să, să vin să ne, să ne închinăm la în noaptea când era în biserica mănăstirii și era ministerii respective și erau foarte puțini oameni. Uh, parcă Sfântul a vrut să-mi dau un răspuns la îndoiala mea. Să-mi arată că este un Sfânt viu, un Sfânt prezent, un Sfânt puternic, care poate ajuta pe cei ce se închină pe ortodoxii care se închină lui și nu numai pe ortodoși, că și există sfinți care au ajutat și pe musulmani și pe păgâni și diferiți alți păgâni. Și... Deci uh, ajutorul sfinților neînsemnând uh, ne însemnând asta că, ei că sunt în, uh, în, adevăr, ne însemnând asta, ajutorul Sfinților se revasă și dincolo de granițele bisericii. Și probabil că Sfântul a vrut să-mi dea și mie un semn pentru la mea din trecut. Și am vrut să dau mărturia asta pentru cei care ascultă, să se întărească credincioșii care ascultă, să știe că e acolo, Sfântul este prezent, este viu, este lucrător și poate, poate, răspunde la rugăciuni în funcție probabil de cum merită în fiecare. Și că, asta am vrut să zic spre slava lui Dumnezeu și a sfinților săi, a prietenilor săi sfinții și spre întărirea noastră a celor păcătoși. Amin.